După 5 ani de muncă asiduă în care inițiatorul proiectului a umblat după aprobări, în urmă cu o lună realizarea unui spațiu verde a devenit realitate. Lucrările au început și de la o zi la alta, imaginea zonei capătă un aspect mai plăcut. Dacă până acum s-a lucrat la infrastructură și cei ce treceau pe acolo nu puteau să-și dea seama despre ceea ce se întâmplă, acum spațiul verde atrage privirile trecătorilor. Începând de astăzi, când am terminat partea de infrastructură, parte care este cea mai voluminoasă ca timp și ca manoperă a acestei lucrări. Începând de astăzi se va cunoaște acest parc, pentru că am ieșit la suprafață. Plantăm stâlpi ornamentali, vom planta bordurile de contur, vor apare amenajările peisagere, spațiile verzi și obiectele de decor. Lucrările de amenajare a spațiului verde nu sunt deloc ușoare, chiar dacă vorbim despre o suprafață relativ mică. Din fericire, există și giurgiuveni care sunt mereu acolo unde pot oferi o mână de ajutor. A fost o operațiune grea, pentru că acești stâlpi au peste 300 de kilograme fiecare și a trebuit să apelăm la niște utilaje pentru a-i încărca, pentru a-i transporta și pentru a-i pune pe poziție. Aș vrea să mulțumesc celor doi prieteni și cetățeni ai orașului la care am apelat astăzi pentru a ne ajuta la plantarea, transportarea și plantarea acestor stâlpi, în speță domnului Răzvan Cuc de la Zona Liberă și domnului Vali Mihail, patronul firmelor Elco. Lucrările de la spațiul verde din centrul orașului vor fi finalizate în circa 2-3 săptămâni. Spațiul va cuprinde mai multe bănci, alei și stâlpi de iluminat, iar în mijlocul zonei verzi a fost deja amplasată o ancoră, simbol al orașului Giurgiu, port la Dunăre.